Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața. Eu sunt Mirela Retegan și vă invit să schimbăm perspectiva și în această dimineață aici la Europa FM. Desenați-vă un zâmbet pe chip, așa cum uh, facem în fiecare duminică sau, cum ne-a învățat Teodora Mețiu, puneți limba pe cerul gurii și toată lumea o să aibă sentimentul că zâmbiți, dar un zâmbet așa mai discret și nu unul forțat. Nu contează. Important este să luați în calcul că toți oamenii care trec pe lângă voi dacă sunteți în mașină, vă văd. Și atunci e foarte important ce transmită mai departe. Și chiar dacă vă certați cu cel cu care vă aflați în mașină, făcând asta cu zâmbetul pe buze, dați senzația că aveți o viață extraordinară. Măcar să pară dacă nu este. Dar sincer și serios, noi ne facem viața și la schimbă perspectiva, aduc oameni care vorbesc despre felul în care au îndrăznit să-și ia viața în mâini. Iar astăzi, invitat în emisiunea mea este Copilul Teribil al Radioului Românesc. Așa îl numesc și mi-e foarte drag pentru că are în el atât de multă dragoste de viață și poftă de a face și de a fi, încât abia așteptat să-l cunoașteți și voi și să aflăm. Cum e această generație care schimbă perspectiva felului în care uh, părinții își privesc copiii și invers? Andrei Niculae, bună dimineața! Bună dimineața, uite-te la mine, Te-am deci mai emoționat uh, din primele secunde, jur că mă absin să, să nu plâng. Asta cu copilul teribil al radioului. nu da? cred că e o bucurie mai mare să, să fiu numit așa, adică e, e fix ce mi-am dorit dintotdeauna. Da, asta și e, ești! mai emoționat, de, nu știu dacă ai avut vreun invitat care să se emoționeze, uh, îți mulțumesc de invitație. Uitați, e mare lucru că sunt aici și că m-ai invitat, deși eu sunt obișnuit ca tu să mai treci pe la noi prin emisiune, știu ce fel de oameni vin aici, știu cu ce oameni discuți și doar că mă număr printre ei, pentru mine e, e un plus extraordinar. Dacă eu aș crea la Zurli un personaj DJ-ul Zurli, să știi că tu ai fi ăla. Pentru că ești fix un copil teribil care a ajuns să facă ceea ce îi place lui cel mai mult pe lumea asta și să știi că am în gând această discuție cu tine de acum foarte mult ani, când Maia și colegii ei de liceu au organizat un, un, workshop la care tu ai vorbit și eu eram acolo spectator în calitate de mama Maiei, susținătoarea evenimentului, am ajutat-o cu sponsor, cu ce s-a mai putut și cu ce a avut ea nevoie și tu erai invitat să le vorbești elevilor de liceu, erau acolo rostă și ceva de copii și ai povestit cum ți-ai dorit și cum ai ajuns tu să faci radio. Și aș vrea să ne ducem un pic înapoi pentru toți părinții care ascultă și care sunt speriați și îngroziți de faptul că au acasă niște adolescenți care nu știu ce vor de la viață. Mulțumesc tare mult din nou. O să mă opresc acum cu mulțumirile să putem să trecem mai departe. Da, mi-am dorit de unul singur radio. Ai mei, neavând treabă cu industria, mi-au spus că e departe parte de mine cumva la început. Ce fac mă ai mă foarte Ce mult. Se -ai? Mama mea lucrează la Arhivele Naționale, Okay. Uh, și tata a fost mecanic de locomotivă la CFR, aici la pensie. Ieși mai devreme. Deci, ei, noi, noi suntem amândoi copii de mecanic de da. locomotivă? Da, da. Uh, <laughs> N-am știut da. asta despre da. tine. De ce deci, feriști? ești un copil dintr-o familie normală? Normală, da. Fără posibilități extraordinare da, Nu -au, -au, au fost branduri, Nu au fost Deschise de mama sau de tata. Nici măcar o ușă, dar le mulțumesc din suflet că sunt ei părinții mei. Nu i-aș schimba 10. De vieți de acum înainte m-au susținut așa cum au putut, de fiecare dată și eu știu foarte multe povești adică nu le știu, le-am simțit ei nu mi le-au spus au fost situații în care m-au susținut mai mult decât, nu știu, se întindea terenul nostru și m-a durut uneori, adică mama prefera să nu iasă la un restaurant ca să am eu și pentru mine înseamnă mult asta mama mi-a pregătit sandvișuri încă din generală Până. Până a făcut. Nu, până când m-am mutat de la ea. A făcut treaba asta ani, ani, ani de zile. Uh, mama îmi dă mesaj în fiecare zi. Mama e, e eroina mea, la fel cum și tu ești pentru Maia. Uh, și mă consider foarte norocos că am Hai să ne ducem un pic în adolescența da. Ta. Ai știu că vrei să faci radio din adolescență? Din, sau... din clasa 1. Din clasa 1, cum? Am văzut Good Morning Vietnam. Am văzut un film. Da, eu sunt ăla care a văzut un film și a da, zis Robin Asta vreau morning, Exact. William. De asta probabil sunt și așa și agitat radio Da, chiar că de asta s-a așa agitat Pentru că în mintea mea, subconștientul mi -a zis, a, Când o să faci tu radio, așa trebuie să fii uh, Mi-am dat seama peste ani de treaba asta Pentru că eu l-am luat pe el ca un icon Și am uitat cumva că Robin Williams nu era un om de radio era un actor și juca pe, juca pe Adrian Cronauer, acest DJ țignit puțin, care s-a dus în războiul din Vietnam și facea pe oameni să râdă, deși nu aveau voie să spună tot felul de lucruri. El trebuia să aibă emisiune foarte serioasă, dar he was just having fun și transmitea asta soldaților. Și te-ai gândit că radioul ar putea fi Am instrumentul zis. prin care tu să-i faci pe oameni să se simtă bine. Da, și m-am mai gândit la un lucru, m-am gândit că ar fi un job nu mai e de mult un job uh, Ar fi un lifestyle În care nu m-aș plictisi niciodată În fiecare zi aș vorbi Despre altceva Că mă pricep la subiectul ăla Că nu mă pricep Am oameni care mă ascultă Și pot interveni Pot să iau un telefon direct Pot să discut cu alții Pot să învăț Eu învăț foarte mult de la ascultătorii mei Și am zis Wow Să fi plătit pentru așa ceva Aș putea să fac asta toată viața. Bun. Andrei Niculae, în clasa întâi, vede filmul Good Morning Vietnam, se gândește că uh, meseria de DJ ar putea să fie ceea ce să facă cu plăcere toată viața. Și... Nimic. Unde locuiai? <laughs> în militari. Am în... crescut. Cum a ajuns copilul din militari să fie copilul teribil al radioului românesc? Da... Pot acum să mă duc în prezent, cu o lună înainte, unde am fost la Radio Days, am fost speaker la cea mai mare conferință de radio din lume și Mirela fix asta îmi spuneam în minte, înainte să vorbesc n-am avut, un semi-atac de panică și îmi spuneam, doamne, eu sunt din militari, eu vorbesc despre maratonul meu de la radio, ăsta e un proiect de al meu și sunt la Munchen cu oameni ca Ryan Seacrest, n a fost el, a fost colega lui care este milionară din radio în LA. Sunt top of the list aici și eu sunt speaker printre ei. Și parcă voiam să mă trezesc. Sunt <coughs> eu sunt militar. Eu sunt militar. <laughs> și dacă ne întoarcem înapoi, mi-am dorit radio, dar mi-am dorit foarte multe joburi. să știi. Mi-am dorit să fiu magician, mi-am dorit să fiu boxer, mi-am dorit... Șase luni m-am pregătit cu trucuri magice. Adică am învățat inclusiv cu cartea prin geam și știu cum se face. Și tocmai de asta, când vine un magician, niciodată nu îl rog să repete trucul. Și uh, a rămas dorința de a face radio pe tot parcursul adolescenței și tinereții? A tale? rămas, dar auzind. Uh, ai, mai au avut chestia asta, pe care eu am schimbat-o sau încerc să o schimb la ei. Okay. Au avut chestia asta cu. Nu știm prea nimeni. Nu, mamă, nu, e greu. Adică, nu ești din lumea asta. Și foarte mulți părinți. Fac greșeala asta. Le spun copiilor că asta nu e pentru ei. Că poate un Ferrari nu e de parte, un Ferrari pentru ei. Dar dacă stăm să ne gândim, probabil și părinții lui Jeff Bezos le-ar fi, le fi zis același lucru. Nu o să devii cel mai bugat om din lume. Și uite că a făcut cu micuțul lui Amazon, care acum e peste tot. Tata mie îmi spunea să nu mai visez cai verzi pe pereți. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Și îmi pare rău că nu mai trăiește să vadă acum în toate cinematografele și pe Netflix cai verzi de pe pereți visați de mine. Corect. Iar... Uh... Vorba pe care am auzit-o cel mai des a fost nu te întinde mai mult decât e plapuma. Da, Și atunci am spus tatălui meu, eu să-mi fac o plapuma care o să fie atât de mare cât o să vreau eu să mă întind. Exact. Eu, mama mai avea o chestie cu. Mama învață să mai economisești bani. Și eu îi spuneam, mama, dacă economisesc, nu o să produc niciodată mai mult. Trebuie să învăț să fac mai mulți bani, dacă ne referim strig la bani. Și a, așa era și viziunea mea, fel, apropo de plapumă. Dacă stau să econom, să strâng plapuma pe mine, o să am aceeași plapumă. Deci dacă... le-ai spus alor tăi că vrei să te faci DJ de radio, da? Da, le-am spus și, și... ei au zis, mă copilă... Cum? 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 Că eu sunt mecanic de locomotivă da. și eu lucrez la arhive da. și Sim. noi stăm în militar. E greu de ajuns, ce o să nu faci la Nu cunoaștem pe nimeni, mm -hmm. nu avem nicio relație... Da... Probabil nici nu părea că am vreun talent. Da? <laughs> nu știu. I don't nu. Nici o școală? Uh, uh, am, am terminat Colegiul național Gheorghe Lazar. Ok, dar nu -a avem o școală de -a în domeniul radioului. Cu asta nu exista, avem nicio relație. Okay. Și eu trebuie să-mi croiesc singur drumul Ia, hai, până vim, la uh, radio. Unde ai bătut la prima ușă? Uh, prima ușă la care am bătut a fost uh, la evenimentul zilei. În liceu am început să prezint evenimente, de fapt, și prin evenimentele astea m-am prietenit cu prietenul meu, cu Gabriel Făștanu, și el era în laser și făcea niște proiecte cu doamna Simona Ionescu, care atunci era la Adevărul. Uh, și am făcut o campanie umanitară, niște concerte în licee Deci ai intrat cumva în zona. Concerte media, umanitare, da, dar. jurnalistică. putea da, să fac orice puști. Ok. Uh, am intrat într-o asociație... Adică ai început să faci voluntariat. Voluntariat, exact. Adică. Un concept cu care noi nu suntem foarte obișnuiți. Da, corect. Dar știi ce făceam? cream noi organizația de voluntariat. Adică noi aveam voluntari. Noi am dat numele. Noi scriam în ziar. Era asociația noastră. Nu m-am implicat niciodată în alte asociații mari. Pentru că mi-a plăcut întotdeauna să fac lucrurile de la zero și să am control. Okay. Și am zis, nu, trebuie să fac eu asta. Dar pentru cei care nu au inițiativă și nu pot să construiască, pot să se ducă la asociații care caută. Uite, și noi avem la Zurli uh -huh. voluntari care vin Corect. și fac diverse lucruri de la campaniile sociale mergeți. până la spectacole. Lăsați-vă copiii să viseze și lăsați-i să meargă la voluntariat, Bun, indiferent. Bun, apucat să faci bucata asta de uh, da. project a. manager, Așa. prezentare. Da. Și apoi trebuia să scrie cineva și în ziar. Așa. Și am scris pe rând. Primele articole, vă zic am fost varză. Milea, doamna Simona Ionescu este o profesionistă, este extraordinar și mulțumesc uh, că am avut ocazia să învăț de la ea. Mai a făcut totul cu roșu și mi-a zis, uite, ăsta e. Și nu m-am demoralizat, am întrebat, ok, dar cum fac și eu să arate așa? Și m-a explicat. Și am mai scris unul prost, dar nu mai era atât de prost. Și am mai scris unul, și am mai scris unul, și am mai scris unul, și am tot scris articole pe subiecte pe care le stăpâneam. Adică nu m-am aruncat vreodată să mă dau acest puști talentat jurnalist de liceu. Nu. Și la un moment dat a trebuit să lucrez. Evenimentul zilei nu ne plătea. Doamna Simona s-a dus la evenimentul zilei, am făcut o campanie în care ajutam copiii de la țară, adică am trecut dintr-o campanie în alta, ne ocupam de toate, mi-am strâns 30 de voluntari, eram coordonatorul campaniei și scrieam la evenimentul zilei pe gratis. Pe gratis, că mi se pare normal când ești tânăr, nu puneți banii niciodată în față atunci când sunteți tineri, bucurați-vă de oportunitățile astea și încercați să vi le creați. E, e minunat să nu stai doar la televizor. Atunci când ești adolescent. Să simți că uh, ești plătit prin șansa pe da, care o ai să fii da, parte dintr-o echipă în care înveți. Exact, dar știi ce mai am? Eu m-am distrat mult mai mult, Mirela, decât puștii care nu făceau voluntariat. Uh, am fost la petreceri, am avut acces la niște oameni, uh, la evenimente. Eu sunt sigur că oamenii care fac voluntariat se distrează mai mult în adolescență decât ceilalți. Uh, dacă stai prin bar doar tu cu prietenii tăi, nu e atât de fan, că la un moment dat sunteți. Da, dar uite, părinții se, părinții se tem să-i lase pe copii. Foarte mulți părinți se tem să lase copiii în locuri necunoscute, cu oameni pe care nu-i cunosc. Cum, cum pot să am eu încredere să-mi las copilul într-un mediu în care nu cunoaște pe nimeni? Cred că se pot informa părinții, cum da, înțeleg. Eu am o cățelușă de 2 kg și a devenit universul meu foarte rapid. Mi-e foarte greu să-mi imaginez cât de topit o să fiu după copilul meu și cât de. Așa o să fiu protectiv cu el, dar o să-l las să facă chestii. Lăsați-i să facă. Nu, avem, nu putem să controlăm chiar tot în viață și cred că la un moment dat. Trebuie doar să ne informăm să știm cu cine, uh, și unde se află copiii noștri și să-i lăsăm să se dezvolte. O să mă întorc să vorbim puțin despre relația ta cu părinții, dar nu vreau să plecăm uh -huh. de la cum ai ajuns la radio. Ai scris articole. Am scris articole, scris nu eram plătit, mi-am luat un job uh, la un studio al unui tip care mi-a spus că nu o să fac radio niciodată. Nu am nici vocea, nici talentul. Uh, între timp, lucrurile s-au schimbat, bine, el-a spus și Irinei rimec că nu o să cânte niciodată același uh, și am lucrat la el pe o mie de lei, imediat după liceu. Scriam la evenimentul zilei o odată, la două săptămâni, am lucrat la el, îmi dădea 500 de lei, nu, o mie cumva, mă duceam cu metroul, s-a terminat relația dintre noi pentru că nu mă mai simțeam bine acolo, mă demoraliza foarte tare și a fost foarte greu să știi în momentul ăla când el era conexiunea mea din industria muzicală și un om pe care îl respectam foarte mult să-mi zică nu o să faci asta niciodată, nu ești talentat, n-ai treabă cu radio tu. și atunci a fost foarte greu. Atunci am avut un moment în care am zis, Bă, să mai visez la asta sau nu? Să opresc visul ăsta, să încerc să-l controlez sau să-l las să zburde? Și am zis, hai să văd ce mai pot să fac. Și m-am angajat la o universitate, pe postul de PR. Aveam biroul meu, 1700 de lei aveam salariu atunci. Așa. Mergeam și la evenimente, pentru că evenimentul zile începuse să mă trimită și la evenimente mondene. Eu voiam să rămân în industrie, să cunosc oameni de radio. Și Campania uh, pe care o făceam în licee la un moment dat s-a transformat într-un concurs pompariu pe Talent Un fel de România o Talent sau X Factor dacă vrei în licee uh -huh. Și am zis în juriu oameni de radio neapărat Da tu să-ți faci poteca. Dar eu să-mi fac potecă dar... Și pe cine ai adus? Uh, și am adus, uh, în primul an cred că au fost uh, gașca lui Manuel Dinculescu, Anca Maco, uh, Orlando, Ivan și Digi Andy okay. Nu m am băgat în seamă, le spuneam că vreau radio uh, <laughs> Dar, da. din Culescu a fost cu nu. mine acum la Radio Days, da, și el mi-a zis, mi zis la un moment Nu, n-au văzut clipirea din tine, uh, nu? Din mi-a zis la un moment n-ai treabă cu radio. -ul. Și mai departe? mai departe am schimbat în al doilea sezon. Nu e mai luat? Bă, erau tot de la Radio 21, dar au schimbat oamenii și au venit Liviu Hodor și Cristi Stanciu. Și Cristi Stanciu, eu lucram la universitatea aia așa. Scriam pe gratis la evenimentul zilei Mă trimiteau la evenimente, mergeam cu hainele uh, Prin metrou și prin tramvai uh, ca să mă schimb Eram, na, Transpiram după o zi de muncă Seara mergeam și la evenimente de-astea Băgător de seamă, știi? Sunt și eu de la evenimentul zilei, îmi dați și mie o reacție Am întrebat-o pe Oana Roman Am apăsat-o pe omăr așa și mi Și după aia am scris foarte urât în ziar Și după aia am vorbit cu ea și ne-am împăcat și o fată extraordinară uh, Da și asta făceam. adică făceam 100 de lucruri. Aveam și campanie umanitară. Eram la ăștia la universitate, dar aveam plăcut să cu numele meu. Bun, l-ai adus pe Cristi Stanciu în juriu. Am prins pe Stanciu. Și Stanciu a văzut scripirea din tine? Stanciu mi-a zis... Eu m-am dus cam fiecare an, știi, exact. se schimba juriu. Ăsta de la radio din nou. Salut, aș vrea și o să vin la radio, dacă pot, doar stau pe acolo cu o cârpă, să șterg orice, orice. Vreau doar să intru în studio. Ca să înțelegi, m-am dus la mai multe radiouri. La un moment dat am dus un contract la ZU. Am dus un contract de, de, ceva, de un spot publicitar de la un om care trebuia să-l ducă și am să-l duc eu. Și am intrat peste Adi Mihailă în emisiune doar ca să văd cum e. Mă rog, și Stanciu mi-a zis, a fost singurul om, singurul om ever, eu îi stresam pe toți, teroarele. Duneam. Și a fost singurul care mi-a vrei radio, pe păi, vin și stai pe la mine dacă vrei. N-am să-ți dau un job, dar îmi place vocea ta. Ma să zic zică Cristi Stanciu că îmi place vocea ta Cristi Stanciu care este cea mai bună voce din România din punctul meu de vedere doamnelor și domnilor vă dați seama cum e și eu știam și eu lucrul ăsta este The Voice ul da, da, da Cristi Stanciu uh -huh. l-auziți uh, punând voci, uh, l-auziți și la Virgin Radio, dar l-auziți punând voci și la cele mai uh, um, importante suni, reality da. show din România, și la Asia Express, și la Pețită, da, 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 da. și la Figurul Este, îi, este peste tot. Voci. Chiar e, e cea mai bună voce din România. Și să-mi zic că e la asta, eu am luat razna. Ați cum am dus? El probabil a zis că sunt un alt pușcă care vrea să-și facă două poze prin studio. Și m-am dus, și m-am dus. Și am plecat de la universitatea aia unde era o universitate privată, pentru că mi s-a făcut o ofertă să lucrez la evenimentul zilei full-time. De la 1700 de lei, am plecat la 1200. Tocmai țin minte. Da? Toată pentru că astea. am tăiat. cum banii atunci și număram fiecare okay. leuț. Și țin minte pentru că m-am dus. cine s-ar duce la un job care stă mai puțin cu 500 de lei? Adică eu, eu m-am ales să mă duc la ziar așa. Dar pe bani mai puțin Știind că am mai multe șanse să fiu la radio așa M-am gândit, băi, de aici, de la universitate Ăștia mă țin departe de radio Eu ascultam în fiecare matinal De la de toate posturile Îl ascultam dimineața și schimbam Când aveam unii reclamă, dădeam la toate Și ascultam acolo la birou Păi ce au ăștia și nu am eu Ce au oamenii ăștia și nu am eu Mă întrebam asta constant de seama, Visam în continuare Și m-am dus la evenimentul zilei lucram noaptea, la început încărcam ziarul, apoi am început să scriu pe, economic șase luni, unde am învățat foarte multe lucruri. Și la un moment dat, eu seara mă duceam, deci terminam la radio când am început să scriu pe economic, la șapte eram în redacție, la 19 terminam și la 20 eram la stanciu Zic în că că mai studio. avem un minut până la pauză. La un moment, la a... moment dat, am, eram la stanciu în studio și am stat așa, cred că vreo 3-4 luni, până mi-au spus... Uh, S-a liberat un post la Europa FM pe meteo și trafic. Te bagi? Da, m-am dus la ziare, am zis doamnei Simona a venit momentul, a venit momentul, s-a supărat, a zis mă ca mămica mea și m-am dus și am dat prima probă cu, cu Sorin Dragomir într-un studio închis și mi-a dat o foaie în mână și mi-a zis citește, eu neavând nicio pregătire, nici măcar dicție n-am făcut în viața mea și am citit prost. Mi-a tremurat vocea, bine v-am găsit, așa suna totul, să știți că nu vii să aveți defectat radio, chiar așa sunam, mi-a zis, bine, gata, mersi, pa. Bă, zic, nu o să iau acest job. Și după am aflat că interesă foarte mult timbrul și Sorin Dracomir mi-a zis, după vreo săptămână, mi-a zis, îți dai demisia de la ziar și ai fix o săptămână să dai meteo și trafic așa cum trebuie. Ne întoarcem după pauză cu copilul teribil al radioului românesc Andrei Nicolae, să vedem cum a schimbat el perspectiva părinților lui și i-a ajutat să înțeleagă că visul unui copil poate să fie susținut fără să facă nimic altceva, doar să-i sufle în narepi pentru că va face el tot ce trebuie ca să ajungă acolo unde își dorește. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan Ne-am întors în studio, sunteți la Schimbă perspectiva și astăzi vorbim cu Andrei Nicolae. Așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, este pentru mine copilul teribil al radioului românesc. Pentru că a avut un vis de foarte mic și a făcut tot ce a putut să ajungă la microfon și să facă fericiți oamenii ascultându-l dimineața de dimineață la Virgin Radio. Îl auziți în matinalul colegilor noștri, iar astăzi aflăm povestea pentru toți părinții care atunci când vine copilul acasă și spune vreau să mă fac asta când o să fiu mare și tendința noastră a părinților e să spune, să spunem Liniștește-te, revină cu picioarele pe pământ Andrei vine să ne povestească astăzi Cum ar trebui să facem Chiar dacă ne miră, chiar dacă ne surprinde Chiar dacă nu vedem nicio posibilitate Prin care ei ar putea să-și atingă visul Cum ar trebui să reacționăm Andrei, ai ajuns să faci meteo la Europa FM Meteo și trafic A fost foarte greu, a fost foarte greu la început uh, Pentru că nu avem pregătire M-au acceptat le-a plăcut vocea mea Și în momentul ăla, Mirela, m-am gândit ce obțineam N-am nicio șansă să mă țin de vreun curs de orice acum Nici nu sunt adeptul, cumva, cursurilor de dicție și tot felul Deși, adică, nu nu am o părere rea despre ei, Bine să le faci, dar cred că îți stai așa din... Devii la fel ca ceilalți Începem să vorbim cu toții la fel Imperfecțiunile sunt frumoase, chiar și pe radio Greșelile aurile mereu, o, o, să nu se audă un ă. Uh, uh, e un ă, uh, îl folosim. Um, da. Și am făcut treaba asta. Și mi-a luat, cred că o lună de zile, să pot să trec de la. Eu aveam undeva la 5 secunde de pauză, în timp ce luam temperaturile până ajungeam în studio. Deci, ajungeam în. Prima dată am ajuns în studio, am deschis ușa și Sorin Niculescu era atunci pe post, îmi, îmi citea numele. Și. Eu eram așa, nu pot să cred, nu pot să... Hai, 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 Așa, și am ajuns am 15 minute mire la libere între momentul în care înregistram și trebuia să mă aflu în studio. Ce de... ai înțeles tu, Andrei, din toată nebunia asta? Uh, am înțeles că se poate. Am înțeles că dacă ești interesat să devii mai bun, poți să devii mai bun. Trebuie să fii curios, să afli mai mult și să asculti de ceilalți și să-i rogi să te învețe, să ceri ajutorul. Să cere ajutorul atunci când ai nevoie. Eu, în perioada aia de o lună, am mers la fiecare om pe care îl cunoșteam aici în radio și îl rugam atunci când are timp să stea și cu mine în cabină și să mă asculte doar cum citesc și să-mi ofere sfaturile lui. Astfel am luat sfaturi diferite. Unul auzea așa, unul îmi dădea sfatul ăsta, unul îmi dădea sfatul ăsta și îl rugam frumos. Astea, asta aș vrea să le transmit și părinților și copiilor. Dacă obțineți un internship, nu trebuie să așteptați nimic. Voi trebuie să fiți curioși, voi trebuie să vreți să învățați, voi trebuie să trageți oamenii care sunt acolo, care lucrează de mânecuță. Nu trebuie să așteptați, ok, am venit la internship. Nu. Și stau într-un și aștept să mă Oamenii în au treabă, trebuie să fac, trebuie să-și continue treaba. Cumva am auzit asta, a, păi n-au timp de mine. Nu, chiar n-au, chiar n-au timp de tine. Tu ești acolo să înveți. Ei îți spun, când îți oferă un internship, îți spun, te lasă să serie și sunt aici dacă ai nevoie de mine. Zim -mi ce vrei să știi. Nu trebuie să aștepți. Un internship nu, A, gata, mă duc. Un internship și o să învăț tot. Andrei Niculae de la Virgin Radio este astăzi invitatul meu pentru că îmi doresc foarte tare ca toți părinții și toți copiii să-și amintească în această dimineață că atunci când ai un vis, depinde de tine 100%, să nu renunți la el. Și chiar dacă o să întâlnești o grămadă de oameni care îți vor spune, n-ai nicio șansă, nu ești potrivit, nu e pentru tine, caută altceva, nu cunoști pe nimeni, n-ai nicio relație, n-ai uh, susținere, n-ai perspectivă, nu renunța la visul vostru. În ediția de astăzi Andrei Niculae ne povestește cum poate păiatul unui mecanic de locomotivă și a unei uh, mame care lucrează la arhive și care locuiesc în militari, fără uh, nimic din ceea ce am putea să credem că a contribuit la succesul lui să ajungă să facă una dintre cele mai iubite emisiuni de radio din România și să fie una dintre cele mai cunoscute voci în acest moment. Andrei, tu ești prezent în cele mai importante evenimente, prezint spectacole, vorbești, le vorbești tinerilor, te duci în licee, ești pe scenele festivalurilor, adică ai făcut din voce Instrumentul tău de muncă și de distracție, și felul în care tu îți plătești facturile în da. momentul ăsta. Mi-am format mai multe joburi și deviza mea a fost întotdeauna ful pe unul bine, și când simți că îl faci bine și că bine, nu pot să zic că îmi fac treaba cel mai bine, mereu e loc de mai bine, dar după ce te relaxezi și simți că poți să mai faci și altceva, apucă-te de altceva. Tocmai în de, de 2 ani de zile pun și muzică, uh, am și o petrecere în Apollo unde e full mereu, uh, care se numește Like Virgin, uh, mai pun și muzica electronică, adică pun mai multe stiluri, uh, îmi doream să fac asta, la fel și asta era o pasiune care am, simt, aia am simțit eu că nu e pentru mine. Și m-am apucat de ea. Și am văzut uh, că și George Zafiu George s-a apucat de muzică. Uh, să e pună okay, muzică da, în da, 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 da e ok e ok să înveți oricând eu știi cum le spun oamenilor care lucrează la mine, la Zurli mm -hmm. și mai și în general celor uh, cu care discut despre asta găsește acel ceva în care să fii foarte bun mm -hmm. și care să-ți asigure facturile da. Să știi că ai ceva al tău permanent, în care ești foarte, foarte bun și ești sigur pe munca ta, după care caută în jurul tău cum poți să valorifici cât mai mult ceea ce tu știi să faci. Exact. În anii 90, eu uh, luam o știre. Și eu pachetam într-un fel pentru BBC, într-un fel pentru Mediafax, într-un fel pentru ProTV, într-un fel pentru Radio Transilvania, postul de radio la care lucram. Și același produs, de fapt, îl livram în 4-5 locuri diferite, iar la sfârșitul lunii eu luam bani din 4-5 locuri diferite. Wow! Și am intuit asta în anii 90, când mi-am dat seama că uh, e adevărat că. E un efort să faci asta, să întreții relații în 4-5 locuri diferite. Sunt oameni care aleg să întrețină relațiile într-un singur job și acolo se limitează la ceea ce pot să facă și au o viață foarte frumoasă. Corect? Pentru că asta e ceea ce ei își doresc. Eu am prietene care își pun un singur task într-o zi. Tu n-ai putea niciodată asta? Nu. Dar e ok să fii și așa. E ok, e foarte bine. Eu acum fac eforturi să tai din tascuri ca să rămân cu cât mai puțină, să-mi rămână timp și pentru altceva. Da. Da, e, eu încerc să nu mai mi-aduc nici foarte multe alte pasiuni și să le trec acolo pe lista de job cumva, Pentru că la mine s-a întâmplat în felul următor: am prezentat evenimente încă din liceu, dar nu vreau să zic că este mai number one job. A venit radioul, care a zis, eu sunt pe locul întâi Am început să mă descurc la radio și să mă relaxez și am plusat pe evenimente, am început să prezint evenimente diverse și corporate și petreceri. Și cum ai spus, tu, am făcut partea de MC la, la festivaluri și am zis ok ce mai știu să fac, a apărut treaba cu influență reală. Um, am început să am campanii de la branduri mari la care nu mă așteptam niciodată și, doamne, cât, cât visam uh, să țin uh, o cutie de suc și mai ales brandul cu care lucrez de 5 ani de zile, Mirela, pentru mine este, este a gift from God. Faptul că fac parte dintr-o gașcă din asta și că am fost și plătit de branduri. Ai, ai fost plătit să faci lucruri pe care le-ai fi făcut și gratis? Le-ai fi făcut și gratis pentru că era o mare bucurie. nu adică, Când uh, oamenii vorbesc de treaba asta, de, bă, știi, pun uh, taguri, de influencer reală sau. Nu, campaniile cu branduri sunt uh, nu vor fi acolo forever. În primul rând, și m-am bucurat și de treaba asta. Și sunt cumva... în acest moment. Uh sunt este în acest un job. Pita, da, pentru că pe anul ăsta, pe pe chiar te copilul teribil. Eu fac 30 de ani. Nu o să mai pot să vând lucruri adolescenților când o să am 40-50, nu? Atunci poate o să prind vreo farmacie, Doamne, ajută. <laughs> dar dar asta zic, a devenit și. A, o sursă de venit foarte importantă care a bătut și radioul și evenimentele. Ce a zic fost online-ul. Ai, online ai? I mei. Mean, au rămas impresionați când le-am zis uh, prima sumă mai mare pe care am obținut-o. Au zis, ai oh. mi au crezut treptat okay. și nu-i condamn că nu... Ai m-au susținut cu tot ce-au Acum te okay. cred? Uh, mă cred acum, da. Mă cred acum și sunt foarte bucuroși. <c três> cred că e un job ceea ce faci tu? Da, da, da. Sunt foarte mândri. Dar nu-i condam, pentru că au fost crescuți altfel și ei trebuia să vadă. Și erau foarte greu. Erau untouchable locurile unde am uh, ajuns, uh, eu. Știi? Și așa au fost crescuți. Așa au fost familiile noastre, poate. Uh, eu le spuneam mereu, tata, da, 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 poți să fii primul din familie care face asta. De ce să nu îți susții copilul uh, să fie doctor? Dacă n-ai avut niciun doctor. Noi n-am avut doctor în familie. Nu no, e de noi. Nu, poate o să fie cel mai tare doctor. Poate e primul el din familie, nu? <gântă -i> asta mă gândesc. Că nici. Uh, Iulius Cezar nu cred că am mai avut în familie, nu? sau Ai don't know. E important să, să susții copilul și să-l lași să viseze mai mult decât o faci tu. De Pentru că mai... noi, poate ca părinți, la un moment dat nu mai visăm. Ne dorim, sunt sigur că ai mei și-au dorit întotdeauna, dar nu vrei, să, nu vrei să vezi copilul dezamăgit de un refuz. Dar știi ce mai rău decât un refuz? Un ce-ar fi fost dacă. Un, mai, totdeauna am ales asta Vreau să mă dau eu cu capul de pereți Vreau eu să primez refuzuri de peste tot Vreau să mi se spună. Nu se poate, Andrei, din toate părțile Decât să mă întreb toată viața Dar ce ar fi fost Mirela dacă mă duceam la medicină? Înceși mult? Uh, cred că da Dar Sincer. mă distrez Adică mă bucur de ce mi se întâmplă Dar a devenit obositor la un moment dat uh, Am momente când uh, e tu-maci, Când, uh, nu știu, uite, am avut... Uh, chiar acum două săptămâni. Am venit la radio, la 5 m-am trezit, am venit la radio până la 10, am plecat la o cununie, cu unii cununia unui prieteni bune, acolo m-am relaxat puțin vreo 3 ore, după aia am mers la un eveniment, la o lansare de sneakers și am pus muzică 3 ore, am avut 15 minute între evenimentul ăsta și petrecerea mea de la Apollo și am pus muzică din nou până la 5 dimineața, la 6 am ajuns acasă, la 9 prezentam un eveniment al unui brand de telefoane. De câți ani faci asta? De, nu mai știu, Mirela. Și știu că partener și e greu și e tot totally wrong să zici, nu mai știu. Dar m-am pierdut în visul ăsta al meu cumva și îl trăiesc pe deplin. Trăiesc cu frica că într-o zi o să se oprească. De ce? Nu știu, e prea frumos. Este mult prea frumos și eu mă consider și... Foarte, foarte norocos că fac lucrurile astea, dar nu spun că le-am primit pe tavă. Și atunci de ce te tem că într-o zi o să se oprească? Ce o să se oprească? Îți poate lua cineva bucuria din vocea pe care o folosești ca instrument să faci oamenii fericiți? Cred că oamenii, Mirela. Cred că ei îmi pot lua. Ei pot decide dacă mă mai vor sau nu la radio. Și întotdeauna am considerat că. A, oamenii mulți, Andrei? Contează numărul? Nu contează numărul, ci oamenii pe care îi simt cumva. La radio, când ai o emisiune, cumva îi simți pe oameni. Uite, pentru -o. mine, dacă fac o petrecere cu 10 copii sau am un stadion de copii, să știi că eu fac același efort într-o oră. Da? Da. da în Dar... o oră. Și dacă ăia 10 sunt foarte fericiți, eu voi simți toată satisfacția din lume Eu acum să știți că n-am un motiv Pentru care zic asta Și probabil că pun eu rău înainte un, mereu Sau uh, chiar mi se pare atât de ireal Ca băiatul din militari să facă toate lucrurile astea acum Și sunt multe pe care le fac Nu e doar un job, sunt vreo patru uh, Încât cred că asta frica, știi? e frica e... Mi se pare că tu poți atât de bine Să te adaptezi tuturor vremurilor da, încât, uh... Dar mi-ar fi foarte greu fără Radio Mirela orice aș face în viața asta mi-ar fi foarte greu fără radio. Ce radio frumos dat tot? să spui asta. Uite, eu am făcut, am început radio acum 25 de ani și uh, am avut multe pauze, dar mă întorc <laughs> din nou și din nou, chiar dacă fac o emisiune, duminica și nu mai fac așa cum faci tu în fiecare ah. zi de luni până vineri, dar îmi face foarte bine să știu că prin prezența mea aici It's fac list. foarte mulți oameni să zâmbească în mașinile lor. Sunt sigură că emisiunea de astăzi cu tine... A, a adus multe zâmbete pe buze și a dat încredere multor părinți că nu greșesc copiilor atunci când vor ceea ce vor. Da, da, da. sper că o să asculte, adică știu că o să asculte și ei, mei, o să-i spun mamei, dar le mulțumesc părinților mei și părinților care ne ascultă, asta aș vrea să le transmit, că ar trebui să-și susț să susțină copiii în, cum spunem noi, ăștia mai tineri, în blind, adică orbește. Lasă-l lasă copilul să viseze. E foarte important să-l lași să viseze și să încerce. Așa. Și dacă nu merge, ce? care e problema? Dacă nu merge asta, dacă nu merge asta, dacă nu merge asta, dar lasă-l să-și să, să, să dea el seama de asta. Să obțină toate refuzurile din lume, că nu e posibil și atunci spune că poate să gândească și la orice altceva Ce are nevoie un copil să audă de la părintele lui Când se ducea acasă în urma unui refuz Aha. Din altă parte Lasă mamă, o să fie bine, o să vezi uh, Aș fi vrut să am alte cuvinte, poate mai uh, drăguțe Dar mama asta mi-a zis întotdeauna De câte ori simțea, Mamă, că o să fie greu, că nu știu Lasă mamă, o să fie bine, o să vezi uh, Te iubește Dumnezeu Lasă mamă că mă duc uh, și mă rog Mama s-a rugat foarte mult uh, Crezi că a ajutat? Uh, da Uh, Prinții mei sunt uh, unul foarte credincios și altul uh, aproape deloc. Uh, bine, tata ca orice. Uh, bărbat așa de vârsta lui, uh, la 50 și ceva de ani, uh, îl invocă pe Dumnezeu doar când e rău aule doamne, auleu, aoleu, auleu. Uh, da, și am fost obișnuit că au vine popa, hai să ne băgăm în baie ca să nu ne. Nu, să ne sfințească. Mama să făcea ta? Do da, mama se duce regulat la biserică. Uh, și s-a rugat foarte mult Și, și de tu la... unde ești acum? La mijloc între uh -huh. cei doi? Nu sunt chiar la mijloc, eu nu prea merg la biserică Dar mă rog uh, Mă rog, să știi Mă rog uh, aproape în fiecare seară Rar se întâmplă să uit mm, Chem și preotul acasă Din când în când am găsit un preot foarte drăguț uh, Care e foarte deschis la toate întrebările mele Aș putea să zic curioase. că curioase să da, da, mulțumesc. <laughs> e duminica <laughs> da. dimineața, da, totuși. Mă iertați. Da, și îmi răspunde la ele și mi se pare foarte drăguț că nu Andrei, ajut. a fost o bucurie pentru mine să fi astăzi la Schimbă Perspectiva și sunt sigură că emisiunea de astăzi a schimbă perspectiva multor părinți legat de visele copiilor lor. Mi și o bucurie pentru noi toți și după cum te-am poreclit și eu, că și tu mai poreclit la începutul emisiunii, dacă Opra s-ar fi născut în România, n-avea nicio șansă în fața ta. Oh. <laughs> mulțumesc! Eu sunt la Retegan și până să ne ducem mai departe în comparații, mm -hmm. în acest weekend sunt la Săcele și la Codlea. <laughs> ah, ce Pentru că spre deosebire de opera, eu m-am născut în România și încep cel mai mare turneu din România cu Maia, cu mascotele Zurli și ducem Zurli Bucuria în toată România, Codlea și Săcele în acest weekend, după care urmează Adjud și Tecuci, după care vom ajunge pe Valea Jiului, la Bumbești Jiu, la Lupeni, la Petroșani, wow. la Hunedoara, la Rovinari și am cel mai ambițios proiect din viața mea, să ajungem în fiecare oraș din România. Sunt 311. Wow. Ani, am ajuns în 42 în 17 ani și mai am 269 de orașe de făcut un an, într un an jumătate. Așa că, Andrei, o să te iau cu mine în câteva orașe. Vin, vin, vin! Vii, wow, Vii mai să vezi cred. cum se bucură copiii din orașele mici? Doamne, știu! Când știu. văd oameni care și-au văzut visul cu ochii? Când văd gașcazurlii, cum cine Când o să văd, văd, ca ca văd Gașca Zurli? Zurli, o să se bucure foarte tare, dar o să se bucure să te vadă și pe tine, pentru că ești o inspirație pentru foarte mulți tineri care aud în jurul lor voci nu, nu meriți, nu poți, nu ești în stare, nu e, e pentru mai... tine, nu cunoaștem pe nimeni. E nu. mai ușor, e mai ușor să spui asta. E mai ușor. Parcă hai să ne calmăm, nu e pe i pe ea. Care e ea? Și ăia au început de undeva. Nu uitați asta. Mulțumim Andrei Sunt Mirela retegan și vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături de mine Vă rog să intrați pe Mirela Retegan pe pagina oficială și să răspundeți acolo la întrebarea din această emisiune Care a fost acea expresie pe care ai auzit-o atunci când ai vrut să-ți ceva și ai vorbit despre visul tău iar cei din jur uh, nu ți-au dat nicio șansă Care a fost acea expresie care ți-a rămas ție uh, în minte? Eu pot să vă spun că mie mi-a spus la un moment dat redactorul șef al unui ziar tu să nu scrii niciodată pentru că, ok, du-te la radio fă televiziune, dar să nu cumva să scrii vreo știre în viața ta pentru că poți să omori cea mai mare știre, nu știi să pui dramatism în, în, în cuvintele pe care le scrii pe hârtie. Între timp am reușit să semnez niște cărți și niște articole care au avut vizibilitate foarte mare la nivel național și o să povestesc într-o zi despre cum uh, omul acela de fapt m-a ambiționat foarte tare să fac ceea ce el mi-a zis că nu voi fi în stare să fac niciodată. Sumire la Retegan și sper că a stat toată emisiunea cu zâmbetul pe buză și dacă aveți acasă copii care visează să facă lucruri ce vi se par de neatins, mergeți acasă, luați în brațe și spuneți-le că sunteți de partea lor, indiferent cât de multe refuzuri vor întâlni de la toți cei care le vor trânti ușa în nas și le vor spune că nu merită și că nu sunt în stare. Să aveți o duminică frumoasă până data viitoare. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.